Cum mai sunt obligat să... Să sar gardul și să... Deci așa am ajuns să sărim gardul ca să putem intra în casă. Ce fel intrăm și ieșim din casă? Pentru că nu ne mai merge curentul. Zeci de familii au rămas fără curent electric după ce reprezentanții spitalului au decis debranșarea de urgență a acestora de la rețeaua spitalului. Există pericolul ca să sară în aer spitalul. Pentru că din martie până acum s-au achiziționat foarte multe aparate pentru a salva pacienții COVID. Oamenii și-au ridicat case pe terenurile cumpărate în apropierea spitalului din Mangalia. La vremea respectivă, autoritățile au promis că vor asigura întreaga infrastructură, dar pentru că nu s-au ținut de cuvânt, oamenii s-au branșat la rețeaua publică la care este racordat și spitalul, unde și plăteau lunar facturile. Spitalul este în subordinea primăriei, deci bănuiesc că a fost o înțelegere tacită. Noi, ca cetățeni, ca persoane fizice, n-am fi putut decide niciodată unde să ne legăm, cum să ne legăm, dacă vrem să ne legăm sau nu să nu ne legăm. Oamenii au investit în centrale termice pe care acum nu le mai pot folosi, la fel ca orice alt aparat electrocasnic din casă. Deci în plină iarnă ne vom regăsi cu toții în frig. Cu copii, cu bătrâni, deci fără școală online, fără, în sfârșit, fără curent, fără apă caldă, fără căldură. Administrația ne-a spus să stăm liniștiți că nu vom fi debranșați de la spital. De ce atât de urgent acum? Această situație, când este pandemie, este iarnă. Reprezentanții primăriei Mangalia susțin că oamenii au fost notificați de multe ori în ultimii ani. Proprietarii acestor terenuri, de mai mulți ani de când au fost notificați de către primărie să se debranșeze de la această rețea a spitalului, nu au reușit să ducă la capăt procedurile de rebranșare în rețeaua de distribuție a Enelului. Situația este cu atât mai gravă cu cât soluțiile nu se văd deocamdată. Oamenii spun că au făcut demersuri către Enel, care ar putea să le furnizeze curent, însă situația poate dura câteva luni.